Și în momentul când sunt conștientizat de asta, atunci nu mai trebuie decât să intru în adunare. O persoană descrisă așa, să nu spun 100 sau 50 sau 20, când se adună la un loc, atunci slava iasă din fiecare. Amin. Slava lui Dumnezeu! Bucuria iasă din inima lui! Pacea care inundă pe ceilalți care nu au pe jurul lor. Și atunci nu poate să fie decât ceea ce spuneam săptămâna trecută, izvoare de apă vie, după cum spune Scriptura. Când vom avea aceste lucruri, să știți că atunci când vom trece prin oraș și ne vom sta de vorbă cu cineva, zice, așa cum a zis Abimelec către Isaac săptămâna trecută, zice, nu mai am nicio îndoială, văd că ești binecuvântat și că Dumnezeu este cu tine. Am un singur lucru care îmi doresc, e să fac pace cu tine, să nu mai facem rău. Să nu mai spun, mergeți în corul pocăiților și de aia că v-am văzut ce fac. Să nu mai spun, hai mă că nu-i toată lumea așa, că mai să pe Duhul cu uscături. Așa îi scuzăm noi creștini. Eu și eu am spus asta. Păi mă, în biserică mai sunt uscături, de că pădurea fără uscături nu există. Nu, nu-i place lui Dumnezeu lucrul acesta. Ci să pot să-i spun, acolo nu este decât copil Dumnezeu. Și atunci el nu poate, n-are decât să facă pace cu mine. N-are decât să se înțeleagă cu mine, să dea mână de pace. Și să spună, văd că Dumnezeu este cu tine. Văd că Dumnezeu este cu voi. Și am să dau mână de pace, ca să nu ne mai facem rău unul la altul. Să nu mai strigăm unul după altul de rău, ci să vorbim de bine. Amin. Sunt copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu hotărăște când va face parte din turma sa. Domnul să ne ajute să ne conștientizeze la aceasta. Amin. Eram așa de mândrit în sufletul meu mai de dimineață, vă mărturisesc și în rugăciunea mea am zis, Doamne, ce aș putea să-mi spun eu mie astăzi? Am scris ceva din ce am vorbit cu frații aici vineri și așa ideile principale și am zis, Doamne, nu știu, parcă era când pe acolo se spui lui fratele sau mâna, dar n-ai să pui pe altcineva, zic să... Mi-a zis că nu știu, nu-mi vine. Și, dar zic, iau caietul și mă duc la masă. O citi de pe caiet acum. Dacă nu-mi vine nimic aminte, citesc de pe caiet ce am scris. Nu l-am folosit, nu spun pe lauda sau... Că acum noi ne cunoaște de aici. Nu spun pe lauda mea personală, dar spun pe ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit acum în mine. Mi-a vorbit mie. Deci mi-a vorbit mie și apoi nouă tuturor. Deci atunci să fac minuni, atunci va fi slava lui Dumnezeu când eu sunt un om voi. Dar după voia lui. Dar să nu uităm un singur lucru, să nu cădem în deșertește. Să nu cădem atunci când suntem loviți. Să nu cădem. Căci Dumnezeu își înnoiește bunătatea în fiecare zi față la noi. Și așteaptă ca noi să ne întoarcem la El. Așteaptă să ne întoarcem cu căință. Și văzând sinceritatea noastră, văzând întoarcerea noastră, El va fi cel care va lucra mai departe. Amin. Slăviți să fie Amin. El. Amin. Doresc să ne ridică pe